Acum să vedem pentru ziua de vineri 3 septembrie care este energia cărților de tarot. Foarte interesant, avem aici 5-ul de cupe. După tot stresul și toată durerea pe care ne-a adus-o ieri 9-le de săbii, astăzi vine tristețea din spatele acestei cărți 5 de cupe. Asta îmi spune că fie nu mi-ați ascultat sfatul ieri, fie nu ați reușit să evitați stresul, durerea și emoțiile negative, sentimentul de vină cu care a venit opoziția dintre Marte și Neptun, precum și 9-le de săbii din etalarea de ieri. Din păcate, n-am o veste mai bună pentru voi nici astăzi, fiindcă 5-ul de cupe ne vorbește despre tristețe, despre pierdere, despre durere și confuzie. Această carte este clar una de probleme emoționale. Poate te-a dezamăgit un prieten sau o prietenă și acum ești trist, ești confuz, nu știi ce să faci pentru că așteptările tale nu au fost atinse și oarecum acest lucru îți destabilizează toată viața, îți destabilizează toată fundația pe care ți-ai construit existența, pe care ți-ai construit relațiile, prieteniile care ți ofereau stabilitate, acum parcă nu mai valorează nimic. Poate pur și simplu ai avut o serie de zile mai ghinioniste, mai negative și toate aceste lucruri te pun cumva în situația să îți reevaluezi prioritățile, să-ți reevaluezi valorile, să-ți reevaluezi toată viața. E foarte important să nu te lași prinsă în această capcană, pentru că o serie de zile mai nasoale nu înseamnă că direcția ta în viață, traiectoria ta în viață nu este cea corectă. Tot ce s-a întâmplat acum este ceva temporar și energia o să se schimbe. Nu o să mai duci mult pe această traiectorie negativă. Aici pur și simplu universul, divinitatea, Dumnezeu, îngerul tău păzitor, cum vrei să-i spui, a intervenit și ți-a luat niște lucruri din viața ta. Poate că au plecat niște oameni din viața ta, poate că au dispărut niște colaboratori, niște prieteni, niște colegi. Aici cineva a dispărut din viața ta și da, e trist pentru că tu ai investit foarte multe emoții în această relație, dar uită că universul vine și îți spune că nu era cel mai bun lucru pentru tine, a făcut curățenie generală pentru că te așteaptă ceva mai bun în viitor. Tot ce pot este să te sfătuiesc să nu lași emoțiile negative să te copleșească, pentru că aici viața ta, relațiile tale, prieteniile tale încă mai au foarte mult potențial, doar că viața are suișuri și coborâșuri și în acest moment tu ai ajuns într-o vale, într-o zonă negativă, într-o zonă mai nasoală, dar o să treacă și asta. Și în loc să te concentrezi atât de mult asupra cupelor care au fost răsturnate, asupra lucrurilor care nu au ieșit așa cum ți-ai dorit tu, mai bine ți-ai concentrat atenția asupra oamenilor care încă sunt în viața ta, care încă sunt de partea ta, care încă te susțin, care încă sunt niște prieteni adevărați. Concentrează-te atenția în aceste direcții și atunci o să treci mai ușor peste acest moment negativ. Capul sus, că o să treacă și asta și la orizont deja încep să se întrevadă zile mai însorite, momente mai frumoase, mai plăcute în viața ta. Dacă ți-a plăcut această interpretare, te aștept și pe canalul meu de YouTube cu etalările lunare și anuale pe zodii, precum și cu etalările de tip alege o carte și, bineînțeles, foarte important, etalările fulger de urgență în care răspund foarte clar la o întrebare foarte simplă și concisă. Dacă ai și alte întrebări pe care nu le-am tratat deja în aceste etalări fulger, lasă-mi în comentarii sugestiile tale și voi ține cont de aceste întrebări atunci când o să pregătesc următoarele etalări de urgență. Îți mulțumesc pentru că ai stat cu mine până la final, ne vedem și în videourile următoare. Pa, pa!